Dar vreau să deschidem o discuție cu dumneavoastră, dragi invitați, vorbitori, stimată doamnă ministru, vă ofer cuvântul. Mulțumesc. Doamnă rector, stimați colegi, sunt onorată de invitația pentru a participa la conferința dumneavoastră, conferință care prin tematica sa este una mai mult decât actuală. Salut de asemenea din partea întregii echipe a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, toți participanții la această conferință și constat că cu adevărat tehnologiile informaționale ne-au permis ca la această conferință să participe mulți mai multe cadre didactice decât ar fi încăput într-o sală pentru conferință. În acest context vreau să vin cu unele informații cu referire la activitatea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în ultima perioadă, în această perioadă deloc ușoară în care procesul educațional a trebuit să înglobeze în sine diferite forme, metode, pentru a asigura dezvoltarea sa în continuare și pentru a contribui în continuare la creșterea calității educației. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a depus tot efortul pentru a integra într-o formă conceptuală eforturile didactice pe care le presupune școala transferată în casele elevilor și ale cadrelor didactice din cauza pandemiei de coronavirus. În acest context, ideea de continuitate capătă altă rezonanță și altă greutate. În acest moment, evitarea rupturilor în învățare, a discontinuităților didactice și de comunicare reprezintă cu certitudine o prioritate. Acest lucru presupune o organizare deliberată a eforturilor didactice menite să păstreze o legătură consistentă cu semnificație și rost cu elevii și copiii. Este o concentrare de eforturi care să păstreze motivarea de învățare a tuturor, antrenarea minților pe temele fundamentale ale unui domeniu, păstrarea comunicării și a comunității educaționale. Aceste solicitări la care trebuie să răspundem astăzi nu sunt deloc ușoare. Este o provocare nu doar pentru Republica Moldova, problemele cu care se confruntă sistemele educaționale din lume sunt aceleași. Insuficiența tehnicii de calcul, conexiunea la internet, resurse digitale limitate, infrastructură școlară, etc. Conform statisticilor făcute publice recent de către UNESCO, 87% din populația școlară a planetei, adică peste 1 miliard de elevi și studenți din 165 de țări, nu frecventează școala din cauza trecerii la învățământul la distanță în contextul pandemiei. Pentru a sprijini efortul cadrelor didactice, Ministerul a venit cu un șir de inițiative, printre care elaborarea la nivel central a mai multor documente de sprijin pentru organizarea procesului educațional la distanță în condiții de carantină, susținerea procesului educațional la distanță prin platforme specializate pentru învățarea online și site-uri oficiale care centralizează inițiativele în acest domeniu. De exemplu, prin parteneriatul cu Google s-au oferit conturi gratuite la resursele educaționale, registrul electronic SIME, biblioteca digitală dezvoltată în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău, multiple lecții video de pregătire pentru examene naționale destinate absolvenților de gimnaziu și liceu. De asemenea, Ministerul a contribuit la dotarea cu tehnică de calcul a instituțiilor de învățământ. Au fost transmise organelor locale de specialitate în domeniul învățământului pentru asigurarea elevilor și cadrelor didactice peste 3.000 de laptopuri și urmează, la sfârșitul lunii aprilie, să fie transmise încă 10.000 de laptopuri. Desigur că suntem recunoscători și administrației publice locale și instituțiilor de învățământ care au achiziționat de resurse proprii tehnică de calcul. Și, de asemenea, vrem să mulțumim partenerilor educaționali care au fost solidari cu noi toți și ne-au susținut prin donații de tehnică de calcul, internet, dezinfectanți, măști, inclusiv pentru copii cu cerințe educaționale speciale. De asemenea, s-a atras o atenție foarte mare în această perioadă
pentru formarea competențelor digitale a cadrelor didactice. Menționez că doar în cadrul Programului Național de Alfabetizare Digitală, lansat în vara anului 2020, au fost formate circa 20.000 de cadre didactice din instituțiile de învățământ general. Și nu pot să nu aduc mulțumiri Centrului Național de Inovație Digitală în Educație, Clasa Viitorului și partenerilor pentru suportul adus la desfășurarea acestuia. Totodată menționez că și în continuare sunt organizate un șir de webinarii tematice, ateliere de lucru, seminare menite să vină în sprijinul cadrelor didactice pentru a face față diferitor probleme sesizate. Toate aceste măsuri, alături de altele similare, încearcă să transforme soluția adoptată închiderea școlilor într-un context încă funcțional de învățare, pentru a nu rata un an școlar parcurs mai mult de jumătate. Acestor inițiative de la nivel de sistem li se adaugă multiple expresii ale creativității didactice individuale, ce țin de priceperea școlilor și mai ales de cea a cadrelor didactice, de a duce învățarea eficient mai departe. Desfășurarea lecțiilor creativ și cu responsabilitate, împărtășite de cadrele didactice pe diferite canale, conturează câteva sugestii de acțiune în sprijinul continuității pedagogice. Practicile de predare eficiente, valabile în interesele interacțiunii față în față, trebuie păstrate și online. Este important de precizat că școala de acasă nu înseamnă doar platforme digitale, fascinante prin performanțele lor tehnice. La fel de importante sunt și activitățile de învățare gestionate telefonic sau cele care ajung tipărite la elevii fără acces la internet. E bine de înțeles că simpla prezență online nu înseamnă automat eficiență. Oricât de sofisticate ar fi soluțiile digitale, ele nu pot să salveze opțiunile didactice neconvingătoare, inabilitățile de comunicare, conținuturile structurate greșit. Tehnologia nu este un profesor în locul profesorului. Ea e utilă atunci când e integrată într-un demers didactic bine organizat, planificat cu atenție, condus cu maestrie, cu improvizații controlate, cu obiective intenționat stabilite, de comunicare adecvată. Desigur că nimic nu poate înlocui comunicarea față în față, dar în această situație provocătoare, mașinile ne pot media comunicarea, ne pot sprijini învățarea. Stimați profesori, stimați colegi, vă doresc ca în cadrul conferinței Tehnologia face diferența, unde va fi abordat subiectul educației în perioada de pandemie, transformările și adaptările la noua realitate, să găsiți lucruri interesante și utile pentru menținerea stării de bine a dumneavoastră și a discipolilor dumneavoastră. Veți discuta problemele care vă confruntați, veți realiza un schimb de bune practici și veți identifica soluțiile posibile de aplicare a tehnologiilor în procesul de predare, învățare, evaluare, iar managerii instituțiilor de învățământ vor putea identifica, bineînțeles, și unele oportunități pentru sine. Țin să mulțumesc Centrul Național de Inovație Digitală în Educație, Clasa Viitorului, Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, Proiectului de Competitivitate din Moldova, pentru organizarea acestei conferințe foarte actuale în ziua de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult și pentru invitație. Vă dorim și noi o zi bună!